și am revenit la primul vlog pe 2019. La mulți ani! La mulți ani, România, Toplița, toți prietenii care mă cunoașteți. Anul ăsta deja a început cu friguri, nu mai așa cald. Și după cum se observă, n-am mai făcut foc de data asta, deși ar fi trebuit să fac, dar cum am trecut de Revelion, deja nu mai am niciun chef. Abia am avut chef să fac ăsta și m-am trezit greu. Însă nu mai zic cât de greu m-am ridicat din pat. Se poate vedea cât de alb e totul în spatele meu. E destul de frumoasă priveliștea asta. Mie îmi place cel mai mult în natură. Aș fi putut și eu să fac undeva într-o cameră, închis între patru pereți, dar mai bine nu. E mai frumos afară, așa că o să continui cu vlogul tot așa, în zone deschise. Chiar dacă se anunță mai frig, eu tot o să continui, nu contează. Lemne sunt destule, încă mai sunt păduri, încă nu s-au tăiat toate. Deși mâna mi-e aproape înghețată, eu totuși continui cu filmarea și să prezint împrejurimile. E totul alb, cu excepția păduricii de jos de acolo, care se observă. E totul alb rest. Aici se vede și o parte din oraș. De data asta e un vlog mai scurt, dar promit că pe viitor va fi ceva mult mai frumos. Acum nu sunt foarte pregătit, e și frig, nu am foc. Altădată o să mă încălzesc, o să găsesc o sursă aici, în zăpadă, cumva, ca să mă încălzesc. Și ținând cont că am intrat în noul an, încă nu sunt pregătit, încă nu am idei, nu m-am pregătit suficient. E deja prea recent, dar într-un an întreg sunt sigur că o să fac foarte multe și nu numai eu, toată lumea. Vă doresc la toți un an nou fericit, cu multe realizări și cu toate cele, numai lucruri frumoase. La mulți ani, încă o dată!